Este alertă în Republica Moldova după ce autoritățile de la Tiraspol au anunțat o bombă la spitalul de copii din Bender. De asemenea, presa locală a publicat o poză care ar înfățișa minele și explozibilul depistate la antenele speciale din satul Maiac, raionul Grigoriopol, unde au avut loc două explozii. Îngrijorarea în Republica Moldova crește după ce autoritățile din Tiraspol susțin că în această dimineață a fost anunțată o bombă la spitalul de copii din Bender. Mai mult decât atât, presa de la Tiraspol a publicat o imagine care ar înfățișa minele și explozibilul depistate la antenele speciale din satul Maiac, raionul Grigoriopol, acolo unde au avut loc mai multe explozii. Potrivit instituțiilor de la Tiraspol, pentru minarea acestor antene a acționat un grup de diversioniști format din 10 persoane. În urmă cu o zi, presa de la Tiraspol a publicat imagini cu presupusul atac asupra clădirii securității. În secvența video se văd trei indivizi care coboară ziua în amiaza mare dintr-o mașină, lansează trei grenade, aruncă pe jos tuburile, apoi urcă în mașină și fug. În alte imagini filmate din alt unghi se poate vedea cum clădirea este lovită de trei ori, iar o bucată din clădire este chiar proiectată în afară după explozie.